bucățică. Vă prezintă 3 motive pentru care să vizitezi Ubud, Bali. Da, uite! Pe mine nu vrea nimeni să mă bagi în seamă, nu-mi dă nimeni mâncare. Aceasta este camera noastră din Bali, Ubud. A costat numai 37 de lei, are aer condiționat, baie cu apă caldă, un pat confortabil și micul dejun este inclus. O să luăm micul dejun în acest pavilion tradițional balinez. Îmi place foarte mult aici. În spatele meu este reprezentat Ramayana. Acesta este micul dejun pe care ne l-au servit. Este ou cu legume, orezul. E bun, e prăjit. Are niște condimente, sunt niște sosuri și dulci. Plus îmi place foarte mult această vârzică, e delicioasă. Pe acoperișul casei se află templul familiei. Ofrandele pe care ei le aduc în fiecare zi au un pic de orez înăuntru, câteva floricele. Mai sunt persoane care pun bombonele, țigări, tot felul de lucruri. Foarte interesanți acești bonsai și pun pariu că n-ați văzut niciodată un bonsai cu flori. Acesta este un pom de frangipani. În indoneziană se numește Kemboja. Yummy, yummy, mâncăm sate ayam, frigărui de pui pe marginea drumului în Ubud, Bali. Uitați-vă la ele, arată foarte delicioase. Sunt înecate într-un sos și bineînțeles că avem și orez care a fost pregătit într-o frunză de banană. Dacă nu mă credeți că suntem pe marginea drumului, uitați-vă acolo. Să trecem la acțiune! Băi, ce bune sunt! Mamă, ne-am mâncat în viața mea așa de frage de carne de pui. Vai! E un vis! Și înecată într-un sos cu alune și cu soia și cu ceva chili, băi, dar sunt grozave și au un gust de grătar adevărat, deci au un gust de fum exact așa cum îmi place mie. Cred că am nevoie de vreo 200. Numai bucățică salivează. Saliva și voi. Să încercăm și orezul. E pregătit în frunză de banană. Avem și un prieten. Bună! Mâncarea asta e foarte bună. Îmi place tare mult. Îmi place în Bali. Vrei și tu bucățică? Da! Nu e așa că e bun? E delicios! Nu e așa că vrei și niște orez? Crei și Dragoșe cu noi! Să mâncăm! Ce frumoasă e! Raza de soare aici în Bali. Sunt niște oameni extraordinari.
sunt naturali, autentici, le place să trăiască și sunt simpatici rău de tot. Măi, tu ești motorist? Voi aveți motor acasă? Bine, voi aveți motor acasă, că voi sunteți acasă. Te-ai născut pe motoretă? De 2 ani de când merg numai pe motoretă, 2 ani și ceva, care parte de mine. Duceți acolo la market, să vadă lumea marketul de seară. Uite unde ne-au adus oamenii ăștia, la acest târg de noapte, de mâncare. Ce bine miroase aici! Miroase bine de tot! Ce-mi recomand să mănânci bun de aici, din Bali? Îți recomand să mănânci gado-gado. Este un preparat foarte, foarte interesant. O să vedeți imediat ce combinații, cu sos de alune, castravete, maioneză, de toate cele. O să vedeți imediat. Oh, ce bine arată! Par a fi tot felul de alune, de castraveți, de seagrass, de... fulgi de ghimbir, tot felul de sosuri. Uleiul arată mai negru așa, dar nu e o problemă, că mâncarea e delicioasă, sigur. Dacă l-ați vedea într-un restaurant cât de negru uleiul, v-ați speriat. Doar că nu-l vedeți aici, îl vedeți, aia e diferența. Tot prăjesc în uleiul ăla pentru că se e foarte scump cumpărarea asta. Uleiul știi că e 30 de lei. Inidua. Așa mă, limba lor, nu dua like this și dua like that. Da, se face. Mi le recrispuiești. După aia ți-l torcește cu ciocanul, fiți atenți aici și ciocan, vedeți imediat. Bagă și niște ghefrec din ăla. Foame mare, mare. Oh, looks tasty. Oamenii ăștia ne-au adus aici să ne dea niște pui bătut cu ciocan. Tipic balinez. Arată bine rău. Mi-e foame, mi-e poftă. Miroase extraordinar de bine. Castraveții îmi plac, dacă nu sunt cald, sunt buni. Yes, please! Suntem la? Sayan Market, Night Market. În Bali. Și Ghișu mi-a recomandat. Gado-gado. Arată cam așa. Să vedem ce gust are. Ce faci, iubire? Mănânci cu mâna? Eu mi-am luat bețișoarele. Și aici avem ayam geprek. Este un pui prăjit, zdrobit cu ciocanul și mai are un sos ceva. Care e iute, dar bun. Seamănă cu iute. Seamănă coza cuscă foarte, foarte iute. Castravete. Castravetele e ca să stingă din iuteală, să știi. Să stingă bine. Ăsta-i puiul. Dă-mi crocan. Bă, e crocan. E crocan și bun. Vă place? E zdrobit bine cu ciocanul. Bă, merge la fix cu asta, merge bine de tot. Cu mâinile. Șurculiță. Nu știu dacă știi cum prind ei, că te-a dat la mine mâncare. Ei prind mâncare așa. Și așa un ping în gură, cu degetul ăsta, știi? Uite ce învățăm aici. Interesant. Să vedem ce are gado-gado înăuntru. Ai zis că asta e spanac de apă, așa da. Ai zis, nu? Uh-huh. Are ceva păstăi verzi. Pe alea nu. Asta ce sunt? Ai idee? Un fel de legumă. Un fel de legumă. Care e amară. Care e amară, deci e bine. Asta pare a fi un zucchini. Nu, este o mini... E vânătă albă. Mini vânătă, din aia mică și rotundă. Arată bine. Niște muguri de soia, castravete, alune, ceva boabe, fără a fi fasole și niște sos de alune, zis, nu? Așa. Să trecem la acțiune, să vedem ce gust are, să o gustăm bine. Mai e bun. Este ca un ghiveci indonezian palinez.
Nu este de bun la gust. Are multe vitamine. E o combinație de dulce, sărat, picant. Ia uite, mă ajută foarte bine aici. E ce trebuie. Ne bucurăm că i-am întâlnit. Ei sunt al treilea motiv pentru care merită să vizitez Bali. Care e al doilea și primul? Nu știu. Primul motiv este Monkey Forest. Al doilea motiv este cascada, care nu pot să o denumesc niciodată cum trebuie. De genungan. Așa. Și ei sunt al treilea motiv pentru care merită să vii aici. Să-i cunoști. Sunt niște oameni foarte primitori. I-a fost foarte de treabă să ne ajute cu multe informații. Și sunteți frumoși. Mulțumim. Primim și complimente. Veniți în Bali, contactați. Fac niște tururi grozave aici. Asta a fost 5.000, care înseamnă 1,50 lei. Iar puiul a fost în jur de 15.000, care înseamnă 4,50 lei, deci în jur de 6 lei o poție, 6-7 lei o poție de persoană. Merită! Crepe! Uite ce mișto la casă, să vedem ce iese, dacă-s bune, ce acolo unde dacă aveți alt. Ciocolat căcean. You don't put Nutella there. No. Why not? A chocolate. Why? I want Nutella. Oh, I'm sorry. Can you put a little Nutella afterwards, please? I can primit un gram. Thank you so much. Oare, putem să vedem și mirosul? Thank you so much. Cheers! Puterea plăcintelor! Bă, e bună rău! E crispy, e grozavă! Îmi place! Mi-a pus și Nutella, mi-a pus și extra Nutella! Omul e super! Îmi place tare mult! A fost 10.000 de rupi! Un desert delicios, nu e foarte dulce, e numai bună! E atât de bună că le-a făcut poftă localnicilor, de-au venit aici cu adu, stau în spatele camerei. Ei nu știu că eu am încercat să vând nuci de cocos la un stand, la un localnic în Malaysia și am adus clienți. Că am încercat să aduc clienți la oameni pe feribot în Egipt. Ia uite! Mergem în pădurea maimuțelor. Arată destul de spământător. Trebuie să luăm bilete. Thank you. Bip, 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 bip. Primul lucru care îl vezi când vii la Monkey Forest sunt niște vaci pe acest câmp. Nu, da chiar! Văcuțe! Deasupra noastră sunt niște maimuțe! S-a pus la Nani, e somn. E un varan și o maimuță.
Se ceartă pe atenție aici. Foarte drăguți varanii ăștia. Pe mine nu vrea nimeni să mă bagi în seamă, nu dă nimeni mâncare. Au ceva mâncare. Poftă bună, maimuțico. Este imens acest copac. E huge! Mergeți spre templul maimuțelor. Trebuie să fim atenți să nu sară pe noi. Nu sunt agresive, dar vor și ele altceva de mâncare. Ceva diferit, că aici au foarte multă mâncare, dar vor și ele un chips, un ceva, un snacks. Crâniță de om. Nu. Lumea. Uitați ce bine se simte alături de prietenul lui de piatră. În spatele nostru este templul maimuțelor. Este foarte frumos înăuntru, e bine că e închis, așa au și ele un pic de loc pentru ele și intimitate. E foarte frumos acolo pentru că maimuțelele se joacă, sunt vesele, se scarpină, dorm, stau în tihnă și liniște, departe de noi turiștii. Acești macaci par foarte fericiți să fie aici, au mâncare din plin, diferită, porumb, cartofi, legume. Pura dalam agum. Bucățică și-a găsit un prieten. Tu cum vrei să apuci camera? În Monkey Forest găsiți un cimitir balinez. Arată foarte frumos cumva. Mergem la cascadă. Această cascadă a costat 20.000 de rupii de persoană. Haide să o vedem. Bali a scos Bruce Lee din mine. Arată foarte mișto, problema este că nu ne-am luat costumele de baie.
foarte frumos la cascada asta, dar cel mai bine cauți o oră când nu este așa aglomerat, ca să poți să te bucuri de ea cu adevărat. Aici toată lumea te întreabă dacă vrei un suc, dacă vrei o nucă de cocos, o bere, o rochie, ceva de dacă mâncare, dacă vrei un desfăcător de sticle. Nu vi-l arătăm, are o formă ciudată. De porumb.